observați, îl păzesc pe Sasha Șestopal. Mitic Angel, Supanov, Costel Moscalu, înscrie! 69-59. Fază excelentă de atac a ieșenilor, momente de basket spectacol, iată, la care contribuiesc și jucătorii bucureșteni prin Voinovici, care reușește să înscrie. 69-61, 8 puncte avantaj pentru Poli Moldrom. Mitic Angel ratează contraatac al echipei Dinamo. Constantinescu, s-a înălțat Simic, care în această repriză a doua a făcut un joc excelent. A avut câteva reușite de 3 puncte, Simic. 69-61. Și iată-l pe Căruțașu, părăsește terenul pentru acumularea celor 5 greșeli personale. Așadar, în acest final de meci am scăpat de unul dintre cei mai detemuți adversarii noștri, Virgil Căruțașu, numărul 14, așadar a părăsit terenul. A reintrat Alexandru Vinereanu în teren. ...69-61, 14 minute și 25 de secunde au trecut din această a doua repriză. Șestopal, Moscalu. Excelent, o pasă către... recuperează Cristi Murgoci și... Cuș pentru Politehnica Moldrom Iași, 71-61. Vinereanu, Cristi Murgoci a jucat bine, de cum a intrat, evoluția sa este foarte bună. Sperăm să-l țină pe Cristi tot așa, atât timp cât va fi folosit de antrenorii Petricevici și Măgurean. Momente extraordinare aici în sala sporturilor din Iași și vă mărturisesc, de foarte mult timp n-am mai asistat la un asemenea meci. 71-63, am intrat în ultimele 5 minute ale acestei întâlniri. Publicul este în delir, Sasha Șestopal conduce atacul echipei ieșene, Serghei Mirișevski încearcă de 3 puncte, de puțin a ratat Mirișevski. Mi s-a părut că Simic a depășit, a călcat în afara spațiului de joc. În fine, arbitrii nu au fluierat nimic. Jocul continuă, același Simic a aruncat. Recuperează Cristi Murgoci. Mitic Angel, Șestopal, atac al Politehnicii Moldrom Iași. Costel Moscalu pătrunde. Cât pe ce să-și înscrie Costel Moscalu în urma acestei acțiuni în care a fost faultat. 71-63, 4 minute și 14 secunde. Costel Moscalu încearcă să înscrie, reușește prima aruncare liberă să o transforme. 72-63. Mingea în posesia echipei Dinamo București, Dumitrescu, acum Popa, Răzvan Popa. Vinereanu. Constantinescu. Mitic Angel. Iată-l, a muncit mult Mitic Angel în această întâlnire. Vinereanu, 5 secunde din atacul bucureștenilor. Aruncă Alexandru Vinereanu. Ratează, recuperează Voinovici. Însă îl faulează pe Cristi Murgoci, zic eu, pași, sigur, fault.
mingea în posesia echipei Politehnica Moldrom Iași, 72-63. 3 minute și jumătate din această întâlnire. Cristi Murgoci. Sergei Mirișevski a calmat pentru moment atacul. Mitic Angel încearcă o aruncare de la semidistanță, nu a reușit-o. Contraatac al dinamoviștilor prin Constantinescu. Pasă către Voinovici, Popa, Constantinescu, Vinereanu, Constantinescu. Dumitrescu a aruncat și a ratat. Contraatac, Eșan, Costel Moscalu este singur, singurel, cu patru adversari. A așteptat să-l ajute și cu echipierii, Sasha Șestopal. Ascultați publicul extraordinar. Costel Moscalu, 72-63, 3-2 secunde, o secundă. Nu, atacul Politehnicii Moldrom a expirat, din păcate. Sasha Șestopal, care avea mingea în ultimele 2-3 secunde, nu a fost atent, el ar fi trebuit să arunce sau să forțeze un fault. 72-63, 2 minute și 10 secunde au rămas din această întâlnire. Vinereanu. Costel Moscalu comite o nouă greșeală personală. Schimbare în tabăra dinamovistă. Intră Puicu, iese Voinovici. Vinereanu reușește să înscrie. Vinereanu reduce din handicap, 72-65, 7 puncte avantaj pentru Poli Moldrom, care trebuie să reziste în acest final de meci. Nu se poate să pierdem, ar fi Moscalu, Cristi Murgoci. Înscrie Cristi Murgoci într-un moment foarte important. 74-65. Vinereanu întoarce la Constantinescu. Recuperează ieșenii ale Costel Moscalu. 1 minut și jumătate. Avantaj de 9 puncte pentru Poli Moldrom. Sala este în picioare. Păcate, au ratat ieșenii acest atac și greșeală personală comisă de Sasha Șestopal. Fault la Dumitrescu. 74-65, 1 minut și 10 secunde din acest meci, pe care presimt ieșenii îl vor câștiga. Este prima, să nu anticipez lucrurile, dar ar fi prima înfrângere a dinamoviștilor în actualul campionat. Un rezultat mare pentru Poli Moldrom. 74-65, 9 puncte avantaj. Vinereanu a aruncat. Popa. Pare mi se, spectatorii s-au ridicat în picioare, mi este foarte greu să văd ce se mai întâmplă pe teren. Două aruncări libere de care beneficiază Popa. Ratează prima aruncare liberă, 74-65 în continuare. Înscrie din cea de-a doua, înscrie un punct pentru echipa sa, 8 puncte avantaj pentru Poli Moldrom. Costel Moscalu, am intrat în ultimul minut de joc. Costel Moscalu,
a încercat să-i ridiculizeze pe adversarii săi, însă a pierdut mingea, încearcă de 3 puncte, singura șansă a dinamoviștilor, Popa. 3 puncte așadar înscrise de dinamoviști pe acest final de meci, 74-69, 35 de secunde. Nu mai putem pierde, zic eu, ascultați publicul extraordinar. 30 de secunde au rămas. Mitic Angel față în față cu Vinereanu, comite pași și indică arbitrii, nu înțeleg această decizie a lor. Time-out, am impresia, se semnalizează. Alexandru Vinereanu, care a comis un gest obscen către banca tehnică a echipei ieșene. 25 de secunde au rămas, 74-69. Și 2 de secunde atac al dinamoviștilor. Recuperează Ieșeni pentru moment, dar Costel Moscalu este sancționat cu greșeală tehnică pentru fault asupra lui Constantinescu. Publicul s-a ridicat în picioare. ...74-69, 5 puncte avantaj pentru Polimodrom. Final incendiar, 17 secunde mai sunt. Nu putem pierde acest meci, este imposibil. Nu ar fi drept să pierdem acest meci. Răzvan Popa, față în față cu coșul nostru, reușește să transforme prima aruncare liberă. 74-74 puncte avantaj pentru Polimodrom. Din nou Răzvan Popa ratează această a doua aruncare liberă. Din nou echipa noastră este sancționată. 12 secunde mai sunt. Mărturisesc că efectiv nu am văzut ce s-a întâmplat acum. S-ar putea ca arbitrii să aibă dreptate. Galeria, bineînțeles, scandează inevitabilul și neuitatul hoții. 12 secunde, 4 puncte avantaj pentru Politehnica Moldrom Iași. Cea de-a doua, 74-71. 7-5 secunde, atac al ieșenilor. Mitic Angel, Sasha Șestopal, o secundă, player final, Polimodrom a câștigat 74-7. A echipei Dinamo București în actualul campionat.
Thank you.
beneficiază de două aruncări prin Boldor. Reușește să înscrie două puncte avantaj pentru ei. Nu-i frumos, dar m-aș ruga să rateze. A ratat această aruncare, recuperează tot, recuperează Ișenii până la urmă. Șestopal, Dan Popa, Costel Moscalu, scoate la Șestopal, 20 de secunde, 15 din atacul Ișean, Sasha ne întinde nervii la maximum. Sasha Șestopal, totul sau nimic în această fază, să vedem, 6 secunde, 4, pătrunde Dan Popa, fault. Fault, două aruncări libere pentru, mai sunt două secunde, două puncte avantaj pentru Vest Petrom Arad și două aruncări libere pentru, să vedem ce dictează arbitrii, nici nu mai știu ce se petrece pe teren, toată lumea țipă, toată lumea este în picioare, două secunde, două puncte avantaj pentru Vest Petrom Arad și timeout. Mingea va fi repusă în joc de Dan Popa. Sasha, Sasha aruncă și ratează, am pierdut întâlnirea, 74-72 pentru West Petrom Arad, bucurie de nedescris în tabăra arădeană. Așadar, Poli Moldromiaș, după o serie de 4 victorii, este oprită. Arad, după un meci pe care, sincer să fiu, Poli Moldromiaș ar fi meritat să-l câștige. Arbochim Cluj-Napoca. Tibi Sebastian, aplaudat de spectatorii prezenți aici în sala sporturilor, părăsește și el terenul. Aruncă Tică Gheorghiu. Din nou Tică Gheorghiu reușește să modifice scorul. Mai sunt 10 secunde, 77-54, scorul în favoarea echipei Carbochim. Dan Popa recuperează, 2 secunde, 1 secundă și meciul ia sfârșit cu victoria echipei Carbochim Cluj-Napoca cu scorul de 77-54.
70, 2 puncte avantaj pentru Poli Modrom, 2 minute în acest joc. A redus Trif din diferență, 72-71. Tica Gheorghiu. Să vedem cât sânge rece vor avea ieșenii. A pierdut Tica Gheorghiu. Fault comis de Sergei Mirișevski, nu avea încotro. Sergei a preferat să se sacrifice oprind acțiunea vijelioasă a clujenilor. 72-71 și timeout solicitat de Dragan Petricevici. După cum probabil au zis și dumneavoastră, aici spectatorii clujeni care nu și-au făcut simțită prezența până acum în sală, au prins glas și își încurajează din toată inima echipa favorită, Universitatea Cluj-Napoca, formație care s-a apropiat la un singur punct de Politehnica Modrom, 72-71, mai puțin de 2 minute până la finalul meciului. Încearcă Silaghi și ratează prima aruncare. Poate dă domnul și recidivează Silaghi. Recuperează Cristi Murgoci. Costel Moscalu, foarte important acest atac pe care trebuie să-l finalizăm. Costel Moscalu lasă mingea la Sergei Mirișevski. Față în față Mirișevski cu Giomolean. Tica Gheorghiu. Pătrunde Tica, o pasă excelentă la Cristi Murgoci, o clipă de ezitare acesteia a făcut ca ratează ieșenii atacul, recuperează Giomolean. Publicul este în picioare. 1 minut și 10 secunde, 70. Aruncare de 3 puncte ratată, din fericire pentru noi, a călcat dincolo de marginea terenului Giomolean și mingea în favoarea echipei ieșene. 72-71, foarte important, intrăm în ultimul minut de joc, foarte important acest atac. Mitic Angel găsit, o pasă către Cristi Murgoci, care era singur sub coș, recuperează Pintea. Atac al Universității Cluj-Napoca, 50 de secunde. Atac clujean cu Boian. Pintea întoarce de 3 puncte, ratează Giomolean. Încărcătura psihică prea mare, probabil și-a spus cuvântul, a ratat Giomolean puține secunde până la finalul meciului. Atac al Politehnicii Modrom. 72-71, Tica Gheorghiu, pătrunde Tica. Contraatac al clujenilor, a ratat Tica Gheorghiu. Giomolean a aruncat Trif, încolțit acolo de 3 ieșeni. 19 secunde, 15. Atac al clujenilor, 72-71 pentru Poli Modrom. Pintea ezită, încolțit acolo, scoate 5 secunde. Fantastic aruncare a lui Boian și 74-72 pentru Universitatea Cluj-Napoca, aruncare de 3 puncte reușită de Boian în ultima secundă de joc. Doar 45 de secunde au rămas din această partidă. Costel Moscalu se înalță și iar din nou nu înscrie Costel Moscalu, tot el, 2 puncte și faul! 86-86, 35 de secunde au rămas și aruncare suplimentară pentru Costel Moscalu. Și 7 de secunde mai exact, aruncare suplimentară de care beneficiază Costel Moscalu, scorul egal 86-86 după ce de minute bune Herlitz Târgu Mureș a condus. Costel ratează, din păcate, recuperează Herlitz Târgu Mureș prin Zindovici.
și mingea în favoarea echipei care ne vizitează astăzi. 30 de secunde, 86-86, final palpitant, peste 2000 de spectatori în picioare aici în sala sporturilor din Iași. Un meci de infarct și acesta, ca și multe altele pe care echipa noastră Polimodrom ni le-a oferit. Și coș înscris, 13 secunde, 10 secunde din acest meci, 88-86 pentru Herlitz. Costel Moscalu înscris! Coș înscris de Costel Moscalu, 88-88! Aruncare suplimentară, mai sunt 4 secunde. Costel Moscalu reușește să transforme aruncarea suplimentară și astfel Politehnica Modrom Iași câștigă cu 89-88 partida cu Herlitz Târgu Mureș. Omul partidei cu 29 de puncte înscrise a fost Serghei Mirișevski, căruia îi dedicăm montajul care urmează. Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou în fața unui examen dificil pentru basketbaliștii de la Politehnica Modrom Iași. În etapa a treia din play-off-ul la basket masculin, ieșenii întâlnesc în sala sporturilor din Iași pe Soced București. După primele două etape din acest turneu final, ambele echipe sunt neînvinse. După cum bine știți, Politehnica Modrom Iași a câștigat în prima etapă acasă în fața lui Herlitz Târgu Mureș, apoi a împins în deplasare miercuri pe Erbașul Steaua. Primele două puncte pentru ieșeni înscrise de Costel Moscalu. Așadar 2-0 după 10 secunde de joc în favoarea ieșenilor echipați în alb-albastru. Coș pentru Soced înscris de Stănescu. Soced București în roșu complet abordează această întâlnire în următorul quintet. Numărul 4 Stănescu, numărul 6 Dan, numărul 9 Toader, numărul 13 Fometescu și 15 Ghișoi. Antrenorul echipei bucureștene este Ioan Constantin. Politehnica Modrom Iași cu quintetul bine cunoscut dumneavoastră. Serghei Mirișevski, numărul 14, Sașa Șestopal, conducătorul nostru de joc, numărul 9, numărul 5, Mitica Angel, numărul 8, Oleg Doroș și numărul 10, capitanul echipei noastre, Costel Moscalu. Politehnica Modrom Iași, antrenată de Dragan Petricevici, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, și Petre Măgurean. Întâlnirea de astăzi este arbitrată de Marian Oprea din Oradea și Nicos Agadakos din București. 2-2 după 1 minut și 10 secunde de joc, mingea la Mitic Angel aruncă, însă recuperează masivul Stănescu. Soced București, după cum bine știți, formează o echipă puternică. Iată două noi puncte înscrise de Toader. Toader
trebuie să vă spun de la început că, de fapt, știți și dumneavoastră, probabil, Societ București nu este deloc o nucă ușor de spart. Bucureștenii au crescut în valoare în ultimul timp. După cum cunoașteți, cred, jucătorii de la Societ sunt împreună, formează o echipă de câțiva ani de zile, ei din perioada junioratului, marea majoritate dintre ei se află împreună, astfel încât Societul la ora actuală este o formație foarte omogenă. A încercat Sergei Mirșevski de 3 puncte, a ratat însă 4-2 pentru Societ București în atac. Acum iată-l pe numărul 13, Claudiu Fometescu, unul dintre poate cel mai bun jucător al bucureștenilor și înscrie Ghișoi. Așadar, nume în tabăra bucureșteană, nume care s-au afirmat în ultimul timp. Dacă vă aduceți aminte, în play-off-ul de anul trecut, acolo unde s-au calificat și ieșenii, Societ București nu a avut o prestație foarte bună, nu a terminat decât pe locul 6. În schimb, au crescut acești tineri bucureșteni, au crescut mult în valoare și în acest campionat vor avea cu siguranță un cuvânt greu de spus. După primele două etape, vă spuneam să urmărim aruncarea lui Costel Moscalu, ratat însă de 3 puncte, recuperează Oleg Doroș. Însă, atent, acolo este Claudiu Fometescu și fault, greșeală personală, comisă de Mirișevski. Vă spuneam, după primele două etape, Societ a câștigat, este neînvinsă, a acumulat așadar 2 victorii și se află pe primul loc în clasamentul turneului pentru locurile 1-8, cu 4 puncte. Pe locul 2, Forest Sibiu, de asemenea neînvinsă, și pe locul 3, Poli Moldrom Iași, neînvinsă. După cum știți, chiar dacă ieșenii au câștigat la un singur punct diferență fiecare dintre cele două partide, meritul ieșenilor nu este cu nimic mai prejos. Așadar, după două etape, 3 echipe sunt neînvinse în campionatul nostru, turneul pentru locurile 1-8, Societ, Forest și Politehnica Moldrom. În clasament în continuare, Herliț, Târgu Mureș, BRD Ploiești, Dinamo, Carbochim și Erbașul Steaua, iată o surpriză imensă. Atât Dinamo cât și Erbașul Steaua nu au reușit să acumuleze nicio victorie în primele două etape disputate. Așadar, să revenim la meci, minutul 3 și 10 secunde, 6-2 pentru Societ București. Repet, nu va fi deloc un meci ușor astăzi. Politehnica Moldrom va trebui să... 2 puncte înscrise de Oleg Doroș. Politehnica Moldrom va trebui să se depășească pe sine pentru a obține cel de-al treilea succes consecutiv. Să ne aducem aminte că în ultimul meci disputat la Iași între cele două formații, Poli Moldrom a câștigat cu 74-66. Acest lucru se întâmpla în etapa a noua din acest campionat. La București s-au învins bucureștenii, dar după un meci dominat în marea majoritate de Poli Moldrom. Costel Moscalu a luat o acțiune pe cont propriu, însă nu a reușit să finalizeze. Aproape 3 minute au trecut din această partidă, 6-4 pentru Societ București. O atmosferă incendiară în sala sporturilor, peste 2500 de spectatori au ținut să asiste la acest adevărat derby al turneului final. Cu 45 de minute înainte de începerea meciului, la casele de bilete erau cozi de câteva zeci de persoane. Oleg Doroș reușește 2 puncte și 6-6 egalitate. Claudiu Fometescu o pasă către Ghișoi, Furtoader. Ghișoi întoarce până la Șafăr. Acesta pătrunde, aruncă și reușește, din păcate, să înscrie.
Îmi cer scuze, Dan este cel care... Dan a înscris, așadar 8-6 pentru Societ București. Mitic Angel reușește să readucă egalitatea. Stănescu a înscris din nou pentru echipa sa, 10-8 scorul pentru Societ, au trecut 5 minute și 25 de secunde. Sasha Șestopal beneficiază de două aruncări libere așadar în acest final de primă repriză. Reușește să înscrie Sasha Șestopal. 33-31 pentru Ieșin. 34-31. O secundă. Fluier final al primei reprize, care a sfârșit cu scorul 34-31 pentru Poli Moldrom Iași în fața echipei Societ București. Peste puține secunde va începe repriza a doua acestei întâlniri dintre Poli Moldrom Iași, vă reamintesc, echipament alb-albastru și Societ București. Derbiul acestei a treia etape a play-off-ului. Angajament câștigat de echipa Societ București, care abordează această a doua parte a întâlnirii cu următorul quintet: Fometescu, Dan, Ghișoi, Toader și Furtună. A intrat în joc Furtună, numărul 10. De partea cealaltă, Politehnica Moldrom Iași, cu Mitica Angel, Serghei Mirișevski, Sasha Șestopal, Oleg Doroș și Costel Moscalu. Angajarea acum 1-1. În urma unui duel dintre Furtună și Sasha Șestopal. Sigur, Serghei Mirșevski este cel care va încerca să recupereze. Au făcut-o bucureștenii. Recuperează Serghei Mirșevski, acolo minge... Ne aflăm în primul minut al reprizei a doua. Sasha Șestopal recuperează, Mitic Angel acolo cam neatent, a scăpat mingea, au profitat bucureștenii. Ghișoi scapă mingea, Ghișoi în afara terenului și Politehnica Moldrom ar trebui să profite de această eroare și dacă nu a înscris în faza precedentă, ar trebui să o facă acum. Ne-am distanțat la 5 puncte. Mitic Angel se întoarce și reușește să-și spele păcatul, Mitic Angel înscriind 2 puncte. 36-31 pentru Poli Moldrom Iași, într-o atmosferă de vacarm, peste 3.000 de spectatori acum în repriza a doua aici prezenți în sala sporturilor din Iași. Am discutat în pauză și cu câțiva bucureșteni, de fapt am aflat un lucru pe care noi ieșenii îl știm mai de mult. Nicăieri în țară, la ora actuală, nu există un public atât de numeros și de vulcanic cum este la Iași. Lucru recunoscut și nu odată de foarte multă lume care ne vizitează orașul. 36-32, Stănescu a reușit să transforme cele două aruncări libere de care a beneficiat. Stănescu a înscris până acum 13 puncte. Din echipa noastră, Oleg Doroș 11, Angel 4, Șestopal 9, Moscalu 8, Murgoci 2, Mirișevski 2. Costel Moscalu aruncă însă greșit.
acest opal cât pe ce să recupereze această minge. Profită de eroarea ieșinilor Fometescu. Claudiu reușește astfel să reducă din handicap 36. Dar tabela electronică este defectă și nu indică în dreptul echipei Societății decât un simplu 3. Oleg Doroș jenat acolo, mi s-a părut. Mitica Angel reușește să înlăture pericolul, contraatac Costel Moscalu, singur, aruncă. Costel Moscalu a fost faultat în momentul aruncării și beneficiază de două aruncări libere. În echipa Societ va intra în joc Marcu în locul lui Ghișoi. Costel Moscalu, încă un punct pentru echipa sa. Reușește Costel să înscrie și această a doua aruncare, să o transforme și această a doua aruncare. 38-35 scorul în favoarea echipei Poli Moldrom Iași. Două puncte pentru Societ înscrise de Dan, 38-37. Luptă crâncen aici pe parchetul sălii sporturilor din Iași, într-o atmosferă, repet acest lucru și laudă publicului ieșan, o atmosferă așa cum nu am văzut de pe vremea bună a sportului din orașul nostru. Bâlbâit mingea Dan acolo, mi s-a părut o greșeală a bucureșteanului, însă arbitrii nu sancționează acest lucru al lui Dan. Această greșeală comisă de Dan, 38-37, 4 minute au trecut din repriza a doua, avantaj de un singur punct al Politehnicii Moldrom, aflat acum în apărare, o apărare agresivă. Greșeală a echipei Societ prin noul intrat Marcu. Acesta îl căuta pe pivotul Stănescu, însă din fericire pentru noi mingea a părăsit terenul de joc. Ticangel și stopal. Costel Moscalu față în față cu Fometescu. Reușește Doroș pentru moment, o fază frumoasă creată de Oleg. De puțin a lipsit ca el să înscrie. Pătrunde Dan acolo Stănescu. Și greșeală personală comisă de Serghei. 57-47, Serghei Mirișevski. Dacă ar reuși Serghei măcar 2-3 aruncări de 3 puncte reușite. Aceste reușite ale lui Serghei ne-ar propulsa la o diferență amețitoare. Sașa Șestopal trântit la pământ de Ghișoi. Ghișoi aflat la a treia greșeală personală. Sașa Șestopal, al cărui nume este scandat din 3.000 de piepturi. Înscrie Sașa!
59-47, 12 puncte diferență pentru Ieșeni. Am intrat în ultimele 5 minute ale acestei partide. O partidă extraordinară, antrenorul bucureștean îl pregătește, văd pe marginea terenului, pe Iadindu. Și schimbare, așadar, jucătorul de culoare din echipa Societ București, Iadindu, intră în locul... Să vedem locul, în locul lui Schaffer, da. ...59-47, Iadindu gățit sub panou, foarte frumos coșul înscris de jucătorul de culoare din echipa Socedului. ...59-49, 3 minute și jumătate din această partidă, repet și... Sper să nu vă supăr dacă spun de atâtea ori, o partidă excepțională din toate punctele de vedere. Pași, din păcate, Dănuț Popa comite pași într-un moment destul de important. În fine, să urmărim acest atac al bucureștenilor. Fometescu, Iadindu, Claudiu. Schimb de pase între cei doi bucureșteni, Stănescu cu spatele la coș, Toader aruncă și reușește să înscrie. Furtună, îmi cer scuze. Poli Moldroviaș, foarte bine procedează antrenorii Petricevici și Măgurean solicitând timeout în acest moment. Minutul 17, 8 puncte avantaj pentru Poli Moldroviaș. Jocul SRA, Serghei Mirișevski repune de la marginea terenului, Sasha Șestopal față în față cu Claudiu Fometescu, cei doi coordonatori de joc. Șestopal faultat de Claudiu Fometescu, care acumulează a treia sa greșeală personală în această partidă. Mai puțin de 3 minute din acest meci. 59-51, 8 puncte avantaj pentru Ieșeni. Sasha. Sasha înscrie. ...60-51. Același Șestopal, două puncte așadar pentru Șestopal și Poli Moldrom, 61-51, diferență de 10 puncte în continuare. Fometescu, Ghișoi, Iadindu, Ghișoi, același Ghișoi încearcă de 3 puncte, ratează însă. Stănescu acolo recuperează faultat de Serghei Mirișevski. A doua greșeală personală a lui Serghei Mirișevski. Informația politică Moldrom a acumulat 7 greșeli personale. 7 greșeli personale acumulate în această repriză de Poli Moldrom. Aruncă și înscrie Furtună. ...61-53 pentru Ieșeni acum în atac. 2 minute și 15 secunde. ...15 secunde din atacul ieșean, Serghei Mirișevski. Faultat de Iadindu. Dănuț Popa reușise și o aruncare de 3 puncte. Jucătorul de culoare din echipa Socedului acumulează prima sa greșeală personală. 61-53, 8 puncte avantaj pentru Poli Moldrom, 2 minute și 7 secunde. Serghei Mirișevski va încerca să modifice scorul. Și să trăiască diferența în favoarea echipei sale, 62-53.
Mirișeschi nu a înscris decât 3 puncte în acest match până acum. Înscrie Mirișeschi. 63-53, 2 minute, exact 2 minute în acest moment au mai rămas. Ia Dindu, Fometescu, Ghișoi, pătrunde, ia Dindu, nestingherit, aruncă și înscrie, sigur. 63-55, 1 minut și jumătate din acest derby al etapei a treia din turneul final. Dănuț Popa, pătrunde Dănuț Popa, înscrie Dan Popa într-un moment foarte important. 65-55. Dan Popa acumulează a patra sa greșeală personală. Ne aflăm 1 minut și 14 secunde distanță de cea de-a treia victorie consecutivă a Politehnicii Moldrom Iași. Sper să nu mă grăbesc în aprecierile mele. Mai avem de așteptat 1 minut și 10 secunde în acest moment. 65-57 acum pentru Poli Moldrom Iași, aflată în atac. Sașa Șestopal, care va încerca cu siguranță să prelungească cât mai mult atacul echipei sale. Iadindu îl păzește pe Dan Popa, angajat foarte bine Oleg Doroș. Iadindu îl faultează pe Dan Popa. 50 de secunde, 49 de secunde au rămas din această partidă. Avantaj de 8 puncte pentru Poli Moldrom Iași. Dan Popa, ascultați publicul. Dan Popa reușește să înscrie. 66-57, 67-57, nu mai putem pierde. 10 puncte diferență în favoarea echipei noastre, nu mai putem pierde această întâlnire. 45 de secunde au rămas. A treia victorie consecutivă pentru Poli Moldrom Iași, care probabil va trece pe primul loc în urma acestei etape. Ratează bucureștenii. 30 de secunde, aruncare de 3 puncte reușită de Ghișoi. 67-70, 20 de secunde mai sunt. Avantaj de 7 puncte pentru Politehnica Moldrom Iași. Faultat grosolan Oleg Doroș de către Furtună. Avantaj de 7 puncte pentru Poli Moldrom Iași. Publicul este în picioare și așteaptă victoria echipei favorite. Oleg Doroș, înscrie Oleg Doroș, 68-60, 69-60, Oleg Doroș, 15 secunde, 69-60 pentru Poli Moldrom Iași. Secunde, 4, 3, 2, 1. Fluier final, victoria Politehnicii Moldrom Iași, 69-60.
recuperează Sasha Șestopal, 13 secunde, ultimul atac al meciului, ultimul atac al nostru. Dan Popa, Costel Moscalu încearcă 3 puncte și reușește Costel Moscalu, 3 puncte, un festival dat de Ișeni. O singură secundă a mai rămas, m-am sculat și eu în picioare, nu văd absolut nimic, toată lumea este în picioare, 3.000 de spectatori, festival al Ieșenilor și festival al lui Costel Moscalu, 76-66, al patrulea succes consecutiv, poate incredibil pentru mulți susținători ai noștri, dar iată, Poli Moldrom Iași acumulează 4 victorii din 4 meciuri în turneul final. Și visul Ieșenilor ca Poli Moldrom să lupte pentru titlu începe să se apropie de adevăr. 76-66, scor final al întâlnirii dintre Poli Moldrom Iași și BRD Ploiești. Sunt discuții totuși la masa oficială. Să vedem ce vor indica arbitrii acestei partide. Toată lumea este în picioare, repet, Costel Moscalu, eroul acestei întâlniri. Discuții la masa arbitrilor, felicitări și echipei BRD Ploiești, care a jucat frumos astăzi, însă Poli Moldrom Iași a fost indiscutabil superioară, obținând o victorie bine meritată. Fluier final acum, 76-66. Pentru Politehnica Moldrom Iași. Oricum, și acum pe această cale felicit băieții, mulțumesc publicului, spectator și vouă, Europei Nova, care sunteți totdeauna alături de noi și ne-ați unit cu oamenii Iașului.
scrie însă Simici 68-64, Sasha și Estopal. Cât pe ce să piardă mingea, scoate la Dan Popa. Și 3 puncte scrise de Dan Popa, 68-67. Fault comis de Cristi Murgoci, 68-67, Dănuț Popa a înscris 3 puncte înainte de finalul meciului. Vă fi nevoit să comentez acest final de meci în picioare, deoarece publicul s-a ridicat în totalitate și fluieră copios aruncările lui Simici. Acesta a înscris din prima sa aruncare liberă, 69-67, 4 secunde de joc. Ratează Sasha Șestopal, o secundă, s-a terminat meciul. Final de meci, 69-67 pentru Dinamo București, la capătul unei partide, vă spuneam, în care Polimoldrom Iași nu s-a ridicat la valoarea pe care o cunoaștem. Ratările extrem de multe și-au pus amprenta pe acest final care a aparținut bucureștenilor. Așadar, înfrângerea echipei Polimoldrom Iași, 67-69 în fața echipei Dinamo București. Găsit, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire cu basketul în cadrul etapei a noua din turneul pentru locurile 1-8. Politehnica Moldrom Iași, echipament alb-albastru, întâlnește aici în sala sporturilor din Iași echipa Erbașu Steaua București. Oaspeții vor începe meciul în următoarea alcătuire. Numărul 4, Voinescu, 5, Ardelean, 7, Pălâi, 9, Tobă, 10, Ștefan. Formația Ieșeanu. Iată lotul nostru. Dragoș Zetu, numărul 4. Mitică Angel, numărul 5. Dan Popa, numărul 6. Tică Gheorghiu, numărul 7. Oleg Doroș, numărul 8. Sasha Șestopal, numărul 9. Costel Moscalu, capitanul echipei, numărul 10. Cătălin Burlacu, 11. 12, Silviu Vrânceanu. 13, Cristi Murgoci. 14, Serghei Mirișevski. Și 15, nu este Florin Bucureșteanu, este vorba despre Bogdan Dornescu. Antrenorii echipei Erbașu Steaua sunt Dumitru Leca și Anton Netolițchi. Tehnicienii de pe banca ieșeană, Dragan Petricevici, Petre Măgurean și Radu Boișteanu. Partida este arbitrată de cuplul Stelian Bănică din București și Radu Vaida din Oradea. Primele două puncte ale meciului înscrise de bucureșteni, 2-0, au trecut 40 de secunde din această întâlnire, scorul 2-0 pentru Erbașu Steaua. Este o partidă dificilă, aruncare de 3 puncte reușită de Costel Moscalu.
Metalul reușește 3 puncte, Mitic Angel acolo și Oleg Doroș recuperează Sasha Șestopal, contraatac al ieșenilor, Doroș și 2 puncte! Început excelent de partidă pentru ieșeni. Arbitrii Stelian Bănică și Radu Vaida solicită spectatorilor ieșeni să nu mai arunce cu hârtii în teren. Acestea incomodează vădit jucătorii ambelor echipe. Tobă recuperează Mitic Angel, contratar Sergei Mirușevski. Scorul 5-2, un minut și jumătate. Foarte bine Oleg Doroș, tot el înscrie. Doroș, 4 puncte până acum, Costel Moscalu, 3 reușite din acea aruncare de 3 puncte. După 2-0 pentru Iorbașul Steaua, iată, Politehnica Moldovia se conduce cu 7-2. Din nou, public numeros aici în sala sporturilor, fault comis de Oleg Doroș, prima greșeală personală a jucătorului nostru. În secunde din atacul echipei noastre și Mirișevski reușește să înscrie. 75-70 pentru Polimozdrom. A pierdut Ardelean, Sorin Ardelean, în fața lui Dan Popa. Contraatac ieșean, Oleg Doroș, 2 puncte! Două minute și jumătate din această partidă, 7 puncte avantaj pentru Polimodrom. Sergei Mirișevski comite o greșeală personală și timp de odihnă solicitat de tehnicienii noștri. Polimodrom conduce cu 77-70. Ceea ce este mai important este că ieșenii beneficiază de două aruncări libere prin Dan Popa. 82-78, din nou ratează Dănuț Popa prima aruncare liberă. Ne pune inimile la încercare Dan Popa și o transformă pe cea de-a 83-78. Atac al bucureștenilor, 3 secunde de joc și 3 puncte reușite. Fluier final, Polimoldrom Iași câștigă cu 83-81 în fața echipei Iorbașul Steaua. Celor doi arbitri pe parcursul meciului. Ce s-a întâmplat? Deci, în primul rând, vreau să menționez faptul că atmosfera a fost în tribune favorabilă desfășurării unui spectacol agreabil. Eu zic că cele două echipe au lăsat arbitrajul și și-au văzut de joc greșeli elementare, după părerea mea, de arbitraj, mai ales la un arbitru FIBA, cum este Bănică. În momentul în care ridici și arăți aruncare cu faul de 3 și după aceea uiți de la mână până la gură și dai numai 2, spune tot despre arbitraj.